La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege, cu roa de pe glezne pe rând să-l deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă? Cine-și va pune ștergarul cel de slugă? Oh, iată cum se încruntă. Privind cu tulburare când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă, în fiecare zboară, n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Așa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei. Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu! Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haină într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și a înfășurat ștergarul. S-a plecat ușor să-și spele ucenici, ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus. Și acum, a câta oară, se așează iar Iisus să întrebe, în Duhul pe cei ce-l înconjoară. N-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai, dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singurateci lipsiți de o mângâiere, sunt prunci rămași acasă cu o mamă în spital, bolnavi
care așteaptă un salvator să-i ia. Se cere o steneală și jertfă uneori. Și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânui cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să-ntorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i aline amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu așa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme, nu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cu luna lui și haina, iubirii fără margini trăindu-i iarăși taina încet, a câta oară, să pleacă iar Iisus. Și plin de atâtea gânduri, ștergarul iarăși a pus. Și așa cum o mlădiță să pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii să pleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă, El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de ei țărâni, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce-n păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală iarăși cu propriul sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul. Luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare e bună. Dar cine i-a ștergat? Acela ia cu nuna.